La Meteo se lucrează non-stop și ziua și noaptea și de sărbători și în weekend este serviciu de permanență pentru că, bineînțeles, fenomenele meteorologice sunt active tot timpul. Se produc, trebuie prognozate, trebuie atenționate. Avem situații în care pot deveni periculoase pentru intervale scurte de timp și atunci este neapărat necesar să le monitorizăm în permanență. Vorbim la momentul acesta, de exemplu, de ceață în mod deosebit. Am avut foarte multă ceață. Este un fenomen care poate deveni periculos în perioada aceasta, cu atât mai mult cu cât este asociat și cu temperaturi scăzute, temperaturi negative. Am avut în toată zona extracarpatică, în toată zona joasă, temperaturi sub 0 grade. E bine, asociată cu ceața joasă sau cu burniță, cu un sol mai umed, se produce ghețuș și atunci devine periculos, mai ales că ceața a avut și vizibilitate foarte scăzută. Dacă tot ne regăsim la această discuție și la momentul acesta, putem vorbi de un fenomen interesant care se produce, dar nu foarte des, și anume inversiunea termică. Am avut, de exemplu, pe parcursul zilei de ieri, temperaturi foarte coborâte, temperaturi negative, sub 0 grade, minus 4, minus 5 grade în zona joasă din sud, de exemplu, capitala, și temperaturi pozitive până la 10, 12, 13 grade în zonele montane, la munte, pe creasta montană, când de regulă se întâmplă invers. La munte este mai rece și la câmpie este mai cald. Acest lucru pentru că avem o masă de aer cald, se deplasează către zona țării noastre, s-a deplasat deja, însă este mai degrabă să resimte la altitudine, pentru că vine după o masă de aer rece care a staționat 2-3 zile și a reușit să răcească tot solul și obiectele de pe suprafața sa. Atunci are inerție masa rece, se păstrează. Suntem cam în aceeași situație, masa de aer rece persistă. Acum, pentru că avem încă presiune foarte ridicată în zona respectivă, vom avea o situație, un tablou meteorologic, dacă doriți, asemănător cu cel de ieri. Ar fi trebuit să fie un pic mai cald, soluțiile modelelor, de exemplu, ne dădeau valori mai ridicate de atât, dar vedeți că atmosfera nu este foarte ușor de prognozat cu toată tehnologia pe care o deținem. Avem mai multe posturi de lucru pe parcursul a 24 de ore. Avem un post de meteorolog ce prognozează atenționările, avertizările nocasting de scurtă durată, care trebuie să monitorizeze foarte atent atmosfera și să facă prognoze pe termen foarte scurt, să evalueze o situație anume în timpul verii, de exemplu, instabilitatea atmosferică, acum iarna, toamna, ceața, vizibilitatea redusă. În momentul în care vine sezonul rece, avem ninsoare, strate de zăpadă, viscol, vânt puternic, toate trebuie să monitorizate pe intervale scurte de timp și atenționate, avertizate în momentul în care depășesc anumite praguri și pot deveni periculoase. Avem două poziții de meteorolog pentru medie durată, dacă doriți, prognoze de o săptămână, în care, la fel, se monitorizează atmosfera, se culeg datele, se fac diagnoze pe ceea ce s-a întâmplat în intervalul anterior și prognoze pentru ceea ce urmează să se întâmple. Și colegi operatori care ne ajută cu informații la moment ce se întâmplă în țară, care sunt parametrii meteorologici în anteriorii sau în moment, anteriorii pe termen scurt, jumătate de oră, o oră sau la diferite intervale sinoptice. Sunt situații diferite în funcție de ceea ce
în funcție de dacă doriți examene la care ne supune atmosfera. Pentru că putem avea situații de calm atmosferic și atunci este nevoie de personal mai puțin. Sunt situații în care prognozăm că am avea niște manifestări și atunci este nevoie cumva să fim mai mulți la serviciu. Dar în mod normal, așa în medie, suntem cam 5. În noaptea de Revelion, aici în sală, vor fi probabil 3-4 colegi, dar mai avem și alte colective care ajută la acest proces, pentru că nu este suficient ca cineva să facă, să realizeze o prognoză sau să monitorizeze atmosfera, avem nevoie și de niște unelte de lucru. Și atunci aceste unelte trebuie să întreținute și există și alte departamente care asigură și ajută la realizarea și transmiterea prognozelor către dumneavoastră, către populație, către instituții și așa mai departe. Pentru că toate aceste atenționări, de aceea monitorizăm în permanență atmosfera, sunt transmise și sunt mai utile și mai eficiente către instituțiile abilitate să intervină și să ia măsuri în cazul în care produc efecte. La momentul acesta nu pare că se va întâmpla ceva deosebit, pentru că, așa cum spuneam, ne aflăm sub incidența unei mase de aer cald. Aceasta se deplasează cumva și urmează să ocupe toată zona țării noastre, să determine temperaturi din ce în ce mai ridicate. Acum, știți, noi spunem că vremea va fi caldă, pentru că dacă ne raportăm la un normal al perioadei, temperaturile ce urmează a se înregistra vor fi cu mult mai ridicate. La momentul acesta vorbim de temperaturi maxime ce ar trebui să se înregistreze, statistic vorbind, climatologic vorbind, de la minus 2, minus 3 grade în depresiune din estul Transilvaniei, la cel mult 3-4 grade în partea de sud de vest a teritoriului, unde de o regulă este mai cald. E bine, modelele ne sugerează că în perioada sărbătorilor 24-25 decembrie temperaturile maxime vor atinge și chiar vor depăși valori de 10 grade. 10, 12, 13 grade în partea de vest, de sud a teritoriului. Acestea sunt mai mari cu 9-10 grade decât în mod normal a avea la această dată. Și atunci o caracterizăm a fi vreme caldă, chiar dacă resimțită nu este așa, dar totuși este iarnă. Dar pentru că vorbeam de temperaturi tot mai ridicate, de masă de aer cald și temperaturile minime care au fost în nopțile anterioare negative cam în toată țara, am avut și sub pragul gerului, sub minus 10 grade în depresiuni, vor crește în următorul interval de timp, astfel încât este foarte probabil ca în noaptea de ajuns să avem deja temperaturi ușor pozitive, temperaturi minime, vorbesc în timpul nopții. Și în aceste condiții, precipitațiile, dacă apar, pentru că acum toată lumea se întreabă dacă ninge, când ninge, dacă vedem zăpadă, dacă putem să schiem în perioada sărbătorilor, nu prea, pentru că precipitații vor apărea slabe cantitativ, pe aici, pe acolo, însă vor fi în formă lichidă, vor fi sub formă de ploaie, în condițiile în care avem o masă de aer cald. La Apoviță și Nistoare, doar pe crestele montane. Acolo unde, de altfel, avem un strat de zăpadă și probabil că se va mai așterne puține, dar nu este suficient. Într-adevăr, am avut un deficit foarte mare în ce privește rezerva de umiditate din sol, pentru că au fost perioade foarte lungi în care nu a plouat sau dacă a plouat, a plouat pe zone foarte mici, au fost ploi convective, ploi de vară, nu suficient cât să acopere rezerva de umiditate. Mai mult decât atât, nu vorbim de strat de zăpadă. Dacă ne raportăm la anul agricol și luăm în calcul și iarna trecută, nu prea am avut zăpadă. Nu au fost perioade în care toată țara să fie acoperită de zăpadă, să avem un strat care să persiste pe un interval mai lung. Și atunci, din start, plecăm fără strat de zăpadă, plecăm cu o primăvară care nu a fost suficientă în acest sens. Vara a fost destul de secetoasă și ajungem la momentul acesta în care
Am avut o toamnă bogată, s-a mai acoperit deficitul de umezeală din sol, dar nu avem stradă zăpadă deocamdată și nici nu sunt estimări că vom avea. Deci, ce plouă, ce mai apare pe aici, pe acolo, mai degrabă prin jumătatea de vest a teritoriului, am mai acoperit din deficit, dar nu știu dacă va fi suficient în condițiile în care ninsorile lasă de dorit. Acum sunt discuții destul de sensibile pentru că intervin mai multe elemente. Putem vorbi de advecții foarte reci, de mase, de pătrunderi, de aer foarte rece sau de advecții calde. Însă, o pătrundere de aer foarte rece, să zicem că poate să fie de scurtă durată, să ducă temperaturile foarte jos, la multe grade cu minus, minus 10, minus 20, însă, dacă este precedată destul de repede de o masă de aer mai cald, care se și resimte, măcar în timpul zilei, la temperaturi maxime, atunci cumva se echilibrează situația. Dacă vorbim de o situație cum am avut noi în zilele acestea, în care noaptea, să zicem că nu a fost foarte rece, dar nici ziua n-a fost prea cald. Și atunci, cumva pe medie, putem spune că este destul de rece, am avut nevoie de centrală în permanență, chiar dacă nu am avut o situație clasică de iarnă, cu ninsoare, cu viscol, cu temperaturi foarte scăzute, nu a fost suficient cât să ne mențină un ambient plăcut și cât să nu consumăm foarte multă energie. De aceea spun, situația este destul de sensibilă, de greu de prognozat sau de apreciat, și ia în calcul multe alte elemente. Dar totuși este iarnă și poate să fie o iarnă mai blândă, dar tot iarnă este. Ceva natural, faptul că ieri dimineață, de altfel și în această dimineață a nins doar în unele cartiere, nu la fel de mult ca ieri de dimineață. Ceva natural este, da, pentru că este ceva ce natura a produs. Este mai puțin întâlnit, este adevărat, pentru că de regulă precipitațiile, că sunt în formă lichidă sau în formă solidă, ploaie sau ninsoare, sunt determinate de trecerea unor fronturi atmosferice. Și atunci când trece un front atmosferic, el cumva este compact și aduce precipitații pe o arie mai largă. Iar Bucureștiul ar trebui să fie o suprafață destul de mică în calea unui front atmosferic. Însă aceasta a fost un caz particular, pentru că nu s-a produs în condițiile traversării unui front atmosferic, ci s-a produs în condițiile de nebulozitate persistentă, a avut un aport de umezeală în zona respectivă, pe care, bineînțeles, l-a transformat în ninsoare, a trebuit eliberat, doar în unele cartiere, într-o zonă a capitalei, în condițiile în care, așa cum spuneam, am avut un strat de aer deasupra solului destul de rece. Deci nu avea cum altfel decât sub formă de ninsoare. Da, exact. Și vara se întâmplă. Vara avem o altfel de situație. Plouă în unele cartiere, poate să plouă chiar abundent, să avem inundații în unele cartiere, iar în alte cartiere să nu se vadă picătură, strop de ploaie. Dar acest lucru se produce în condițiile instabilității atmosferice. Avem norii aceia de tip cumulonimbus, dar cumva ne raportăm tot la niște cazuri particulare, pentru că într-o zonă anume, într-un cartier sau două ale capitalei, s-a regăsit un ingredient lipsă, un ingredient care lipsește din celelalte, ca să determine formarea acestor nori și, în consecință, precipitațiile acelea, ploile sub formă de aversă, care se produc foarte local.